Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Frate Nic, soratina, poziția aceasta de miri pe care o aveți astăzi este unică. Ea vă umple sufletul de bucurie, vă împlinește așteptările, dar în același timp creează o uriașă responsabilitate. Miri sunteți o zi, căsătoriți în fiecare zi până la sfârșitul vieții. Fiecare dintre noi suntem în jurul vostru un sanctuar, implicându-ne în acest serviciu divin de căsătorie, încercând să contribuim cu o adâncă responsabilitate pentru ca nunta voastră să fie frumoasă. Însă tot ce facem noi este trecător, că suntem oameni ca voi. Împreună cu noi, în centrul nostru, în inima noastră, însă este Regele Regilor Iisus Hristos și ceea ce face El este veșnic și durează. De fapt, toate florile acestea se vestejesc indiferent ce le veți face. Și dincolo de înregistrările video și audio, nu vor mai rămâne decât amintirile, dar ce vă oferă Dumnezeu din dragoste, pentru că vă este Tată, va rămâne în fiecare zi în viața voastră. Vreau în această dimineață, alături de robul Domnului care a avut cuvântul de predică pentru voi, alături de frații care s-au închinat prin cântare sau rugăciune, de toți ceilalți care sunt aici, în numele Domnului și de dragul vostru, vreau să spun și eu un cuvânt scurt de predică pe care l-am numit prioritățile familiei. L-am numit prioritățile familiei pentru că, uitându-mă în viața mea, am constatat că, în primul rând bărbații, dar în al doilea rând și femeile, vrem neapărat să știm ce se așteaptă de la noi. Oriunde mergem, vrem să știm aici ce trebuie să fac. Și dacă știm că nu avem nimic de făcut, intrăm într-o stare de indiferență, de stand-by. Dar atunci când știm că ceva se așteaptă de la noi, atunci suntem vigilenți, atenți și responsabili că vine rândul nostru și trebuie să facem ceva anume. Ceea ce faceți voi astăzi, deși vă imaginați teoretic cum este, n-ați mai făcut în mod practic niciodată. Acest început al căsătoriei voastre este caracterizat de așteptări, de speranțe, de mister și vreți să știți care este primul lucru care trebuie să-l fac, care este al doilea, al treilea și în funcție ce crești, apare și sentimentul de toleranță. Dar care este primul lucru, care este al doilea, care este al treilea? Nic, Tina, un om va ajunge în viață cel mult ceea ce își dorește și va face în viață cel mult ceea ce își propune. Drept pentru care este fundamental să vă doriți și să vă propuneți ce trebuie. Nimic nu arată mai bine ce iubește un om în viață ca și prioritățile pe care el le are. Atunci când vezi un om care are o prioritate, îți dai seama care este visul lui și unde vrea să ajungă. Formula familiei este propusă de Dumnezeu, este parteneriatul ideal, este echipa puternică, este rezistența în unitate, este exemplul lui Dumnezeu de fidelitate. Pentru că existența umană ne oferă atâtea alternative, Dumnezeu în această dimineață prin Biblie ne spune despre intenția pe care El a avut-o inițial când a creat bărbatul și femeia și experiența căsătoriei unice în viața omului. De multe ori, oamenii când se căsătoresc cred că familia trebuie să fie primul lucru în viață. De multe ori când oamenii se pocăiesc, cred că biserica trebuie să fie primul lucru în viață. Adevărul este că nici familia și nici biserica nu trebuie să fie primul lucru în viață. Ele sunt foarte importante, dar dacă familia este primul lucru în viață, atunci omul chiar acolo va eșua.
Dacă biserica este primul lucru în viață, acolo omul va eșua. Primul lucru în viață trebuie să fie Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu este primul lucru în viață, El îți oferă puterea, resursele necesare pentru ca ceea ce urmează, viața de familie, viața spirituală în biserică, să fie un succes. Vreau să vă spun că primul lucru pe care trebuie să-l faceți, prima casă în care trebuie să vă implicați, este cerul, este Dumnezeu. Aici se oferă sfințirea. Dacă un om ocolește experiența aceasta a relației spirituale cu Dumnezeu și nu se pocăiește, sau mersul lui la biserică înlocuiește pocăința. Eu nu vorbesc acum despre mersul la biserică, nici despre slujire, nici despre relația cu oameni într-o comunitate numită Betania sau altfel, ci vorbesc despre relația spirituală cu Dumnezeu, care este în inima unui om prin credință și pocăință. Unde nu există oameni, pastor, prezbiter, diacon, cor, fanfară, membri, ci ești doar tu și Dumnezeu. Dumnezeu nu garantează performanța în familie și în biserică pentru un bărbat sau pentru o femeie care nu trăiește cu el, care nu-l ascultă pe el și care nu-l urmează pe el. Nic, Tina, toți bărbații care se căsătoresc și toate fetele care se căsătoresc, toți vor să fie fericiți, însă cei mai mulți dintre ei sunt altfel. Se întâmplă prea des fenomenul acesta ca să nu ne întrebăm de ce. Știți de ce? Omul nu are în el însuși capacitatea să fie consistent, să fie statornic și să poată iubi și ierta o viață întreagă. Dacă nu-i Dumnezeu cu el, va obosi. Se va da înapoi, va renunța și va primi o altă alternativă. Succesul în viață depinde de cât îți oferă Dumnezeu. Foarte important pentru voi, dragii mei, este să trăiți cu Dumnezeu, să înțelegeți că mai înainte de a trăi unul cu altul și mai înainte de a fi membri într-o biserică, lucruri care vă pun în relația cu oameni, tu cu soțul tău, tu cu soția ta și apoi voi cu membrii Bisericii Betania, mai înainte de asta, este important ca voi, fiecare în parte și amândoi în unitatea familiei, să trăiți spiritual cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu va fi important pentru voi, veți primi de la El resursele de care aveți nevoie pentru ca să vă iubiți unul pe altul și în momentele de criză, de încercare ale vieții veți rămâne în picioare. Omul este foarte sărac în sufletul lui și foarte neputincios la crizele vieții. Dacă Dumnezeu nu-l ajută, nu este cu el, se va prăbuși, dar Dumnezeu nu ajută o persoană care fuge de el. Prima casă în care trebuie să vă implicați, acolo unde se oferă sfințenia prin justificarea pe care o dă Iisus, este relația spirituală cu Dumnezeu. Formula divină presupune un bărbat și o femeie uniți în iubire reciprocă și necondiționată, dar aceștia subordonându-se prin credință și prin pocăință lui Dumnezeu. Lumea noastră este plină de familii care se întemeiază pe iubire, cu bune intenții, dar oamenii aceștia mai devreme sau mai târziu falimentează, ajung să se urască unul pe celălalt, își pierd încrederea și în ciuda faptului că au făcut o casă împreună, poate copii, renunță în mod inexplicabil, pentru că ei în interiorul lor nu mai au puterea să supraviețuiască în căsătorie. Ei nu-L cunosc pe Dumnezeu, Cel care oferă putere, răbdare, milă, iubire, iertare. Și pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu, toate resursele acestea sunt ascunse pentru ei. Ei fac eforturi să se iubească, dar nu mai pot, că iubirea pentru ei este pasiunea care se epuizează după luna de miere. Nic, dacă vrei să ai o familie așa cum ai visat o copilărie întreagă, așa cum ai văzut la părinții tăi, așa cum ai ascultat predici în adunare și tu, Tina, la fel, ceea ce trebuie să faceți, primul lucru din viața voastră, nu este neapărat familia voastră, nu este neapărat biserica, ci este relația voastră personală cu Dumnezeu. Dacă aici veți sta bine, dacă veți atinge această performanță, dacă veți trăi spiritual cu Dumnezeu prin credință și pocăință, apoi, casa numărul 2, adică familia voastră, și casa numărul 3, adică biserica, în aceste următoare două case veți avea succes pentru că Dumnezeu va fi cu voi. Viața în general și familia în special expune omul la foarte multă presiune și cere mai mult decât el bietul are. De aceea este nevoie să parteneriați, să vă întovărășiți cu Dumnezeu, care are abundență de binecuvântare. Voi veți obosi, dar El nu. Și dacă va fi Dumnezeu vostru, la vreme de necaz,
la vreme de încercare, El o să vă țină în palma străpunsă de cuie. Să nu fugiți de Dumnezeu niciodată, să nu-L confundați cu biserica. Biserica nu-i Dumnezeu. Biserica e casa lui Dumnezeu de pe pământ. Relația voastră cu biserica este partea religioasă de închinare a vieții voastre. Dar dincolo de asta, voi trebuie să aveți o relație personală cu Dumnezeu, care trece dincolo de ziua de duminică și de joi seara. Asta se manifestă prin rugăciunea, care este discuția voastră cu Dumnezeul vostru, și prin citirea Bibliei, care este discuția Dumnezeului vostru cu voi. Nic și Tina, v-am mai spus și părinții voștri v-au spus, de astăzi înainte voi trebuie să vă rugați împreună în fiecare zi, trebuie să citiți Biblia împreună în fiecare zi, trebuie să încercați să veniți la biserică pentru toate întâlnirile unde voi aveți de câștigat cunoștință prin studiu biblic sau închinare prin rugăciune și cântare. Dumnezeu trebuie să fie prima prioritate în viața voastră. Când relația spirituală dintre partener și Dumnezeu nu există, ei obosesc să se iubească unul pe altul. Și chiar dacă nu ajung la divorț, intră într-o relație de afacere maritală, rămân în aceeași casă, dar nu se mai suportă, nu se mai iubesc. Sunt doi străini sub același acoperiș, în același pat sau în camere diferite. Nu mai au nimic de împărțit. Poate mănâncă împreună sau pe rând. Nimeni nu știe cât de mare e drama din casa aceea, dar acolo este definiția nefericirii. O familie fără Dumnezeu este o familie sortită eșecului. Pocăința, să nu confundați cu prezența la biserică și nici cu slujirea în biserică. Pocăința este ceea ce faceți voi în singurătatea inimii voastre cu Dumnezeu. Prima casă, Nic și Tina, este să vă împrieteniți cu Dumnezeu și să păstrați prietenia cu Dumnezeu. A doua casă, a doua prioritate este familia voastră. Partenerii nu pot avea în viața de familie mai mult decât le oferă relația spirituală cu Dumnezeu. Spunea Ioan Botezătorul, omul nu are decât ce-i dă Dumnezeu. Ce o să aibă doi tineri proaspeți căsătoriți dacă nu le dă Dumnezeu? Și cum să le dea Dumnezeu dacă ei nu trăiesc cu El? Nic să fii ferm în urmarea Domnului Iisus Hristos. Să puneți principii spirituale în casa voastră, să nu treceți de timpul rugăciunii și citirii Scripturilor, să vă obișnuiți cu postul și să trăiți cu Dumnezeu, să vă mustrați unul pe altul dacă este nevoie, pentru ca să vă încurajați la o viață spirituală. După relația spirituală cu Dumnezeu, înainte de orice altceva, în al doilea rând, este importantă viața voastră de familie. Viața de familie este mai importantă decât hobby-urile pe care le are unul dintre parteneri. Acum, voi când de astăzi înainte veți locui împreună, veți dormi, veți mânca împreună și o să constatați că fiecare are obiceiurile lui, aveți hobby-uri personale, s-ar putea să nu vă potriviți. Poate tu vei vrea într-o zi de odihnă să faci ceva anume, timp în care ea va vrea să facă altceva anume. Aceste hobby-uri să nu fie mai importante decât voi. Prietenii voștri să nu fie mai importanți decât voi. Nimeni altcineva să nu fie mai important decât voi. Ajunge Dumnezeu să spună, va lăsa pe tata și pe mama și pe primul loc îl va pune pe partener. Lucrul acesta este foarte dureros pentru părinții voștri. Când eu am fost în locul părinților voștri acolo pe bancă și fetele mele au fost rând pe rând mirese aici, am avut un sentiment ciudat și inexplicabil, un amestec de bucurie și de satisfacție, dar și de întristare. Am investit în copiii aceștia și dintr-o dată au plecat din casa noastră. Dar fericirea noastră înlocuiește întristarea pentru că ei sunt fericiți. De aceea voi veți fi fericiți dacă veți trăi cu Dumnezeu și veți avea putere ca să vă împăcați unul cu altul. Să nu puneți nimic altceva în locul partenerului vostru. Să nu puneți nicio altă prioritate în locul partenerului vostru. În primul rând e Dumnezeu și în al doilea rând e partenerul. Te rog să nu spui partenerul în locul lui Dumnezeu, că nu vei câștiga. Să nu crezi că o iubești pe tine dacă o vei pune în locul lui Dumnezeu. Nici pe ea nu vei reuși să o iubești și Dumnezeu își va ascunde fața de tine și vei rămâne singur și viața ta pe pământ va fi plină de încercare. Să-L lași pe Dumnezeu unde este locul Lui, în sala tronului, pe tron, și pe tine să o păstrezi în al doilea rând, în inima ta să-ți umple viața. Nic, este foarte important să faci aceste lucruri. În al treilea rând, casa lui Dumnezeu de pe pământ, biserica, este un loc pe care voi trebuie să-l frecventați.
Biserica nu o confundați cu Dumnezeu. Biserica e pe locul 3 în viața unui om, dar Dumnezeu este pe locul 1 în viața unui om, iar familia este la jumătate. Când eu spun că familia e mai importantă decât biserica, nu vreau să spun că oamenii nu trebuie să vină la biserică. Nu vreau să spun că trebuie să lipsească de la serviciile divine. Dar prima ta biserică, Nic, să știi că e biserica din casa ta. Prima biserică nu-i biserica Betania, ci este biserica împreună cu soția ta, pentru că unde sunteți doi sau trei, Iisus Hristos este prezent și voi sunteți biserică. Și de asemenea, vor fi copiii pe care Dumnezeu o să vi-i dea, fete și băieți. Ei bine, aceea este prima ta biserică. De biserica aceasta trebuie să ai grijă înainte de biserica Betania. Dar de biserica aceasta nu vei putea avea grijă dacă, în primul rând, Dumnezeul cerului și al pământului nu-i Dumnezeul tău personal. Prima casă este Dumnezeu, cerul, relația cu El, acolo te sfințești. A doua casă este familia, soția, soțul și copiii, aici ești fericit. Însă a treia casă este casa slujirii, este biserica. Locul 3 al bisericii nu arată inferioritate, ci nici firimiturile care mai rămân, ci arată că degeaba vii la biserică dacă nu trăiești în primul rând cu Dumnezeu și degeaba vii la biserică dacă după ce ai trăit cu Dumnezeu nu te înțelegi cu nevasta. Degeaba veniți aici amândoi certați și stați așa bosunflați, unul pe bancă și altul pe alta, și vreți să vină har de la amvon sau de la cor sau de la fanfară. Oameni buni, dragi miri, urmăriți în primul rând relația spirituală cu Dumnezeu, veți fi fericiți. Binecuvântările o să vă umple viața, o să aveți putere să vă iubiți, să vă iertați, să aveți milă și respect unul față de celălalt. În al doilea rând, întăriți-vă familia, păstrați-vă secretele în interiorul familiei, iubiți-vă unul pe altul, nu permiteți nimănui să se amestece în intimitatea familiei voastre. Și în al treilea rând, nu uitați că voi trebuie să deveniți un stâlp, sunteți tineri. Uitați-vă la oamenii aceștia care v-au slujit exemplu până astăzi, la cei în vârstă, care au acum 60, 70, 80 de ani. Ați văzut în oamenii aceștia că au fost mereu și mereu primii la biserică. I-ați văzut slujind pe ploaie, pe vânt, pe furtună, pe nisoare, dar oamenii aceștia au îmbătrânit. Mâine, poimine o să-i cheme Domnul acasă. Vreau să le urmați exemplu. Nu vă îngrijiți doar de vacanțe, nu vă îngrijiți doar de fotbal și sport, nu vă îngrijiți doar de voi, de familia voastră. Nu uitați că pe lângă Dumnezeu, pe lângă familia voastră există o biserică. Și în biserica aceasta voi trebuie să vă implicați. De biserica aceasta trebuie să vă doară, dar nu înainte de casa voastră și nu înainte de relația cu Dumnezeu. Aș vrea să închei spunându-vă că atunci când știi ce ai de făcut, este mai ușor să faci. În primul rând trebuie să fie Dumnezeu în viața voastră. Nu voi înșivă și nu biserica. Cine face așa, să știi că mai devreme sau mai târziu se va prăbuși. Pentru că oamenii se dezamăgesc unul pe celălalt și biserica de asemenea uneori dezamăgește. Biserica e sfântă nu datorită prezenței oamenilor, ci datorită prezenței lui Dumnezeu. Și biserica este nesfântă nu datorită prezenței lui Dumnezeu, ci datorită prezenței oamenilor. Sfântul cu nesfântul se amestecă în biserică, pentru că pe lângă Dumnezeu, care este perfect, absolut, infinit, etern, sunt oamenii care sunt țărână. Închei în dimineața aceasta asigurându-mă că în inima voastră, pe lângă cuvintele spuse de robul Domnului, fratele Moise, se va înfige în sufletul vostru acest gând: prioritățile familiei, în primul rând Dumnezeu pentru tine, Nic, Dumnezeu pentru tine, Tina. În al doilea rând, Nic pentru tine, Tina, Tina pentru tine, Nic. În al treilea rând, pentru amândoi, biserica. Dumnezeu e locul unde vă sfințiți, familia e locul unde sunteți fericiți și biserica e locul unde vă închinați și slujiți. Aceste cuvinte pornesc din inima lui Dumnezeu pentru inimile voastre. Fiind la început de drum, Dumnezeu vă binecuvintează cu abundență pentru ca să rezistați până la capăt. Astăzi sunteți odihniți, tocmai ați ieșit de la liniște, de la odihnă, de la somn, de la mâncare, dar să știți că urmează cursa alergării în viața de familie și veți transpira și va fi greu și o să aveți nevoi uneori neîmplinite, dar să priviți tot timpul spre linia de sosire, pentru că Dumnezeu va fi cu voi și nu o să vă lase niciodată. Stăpânul să vă binecuvinteze și să fie cu voi. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.